Pentru remedierea unei avarii survenită astăzi, 15 martie 2018, la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 100 de mm de pe strada Ecaterina Teodoroiu din orașul Fetești, seceraja ESA este nevoită să întrerupă furnizarea apei în intervalul orar 13. 15. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona blocurilor A, C, D și E de la intersecția străzilor Călăraș și Vasile Lupu din orașul Fetești. Ne cerem scuze tuturor abonaților afectați pe care îi asigurăm că echipele Raja fac tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp.